Salutare pisicuțelor, astăzi suntem aici alături de Amelia. Salutare pisicuțelor, sper că o să mă alegeți pentru că nu știți ce o să facem azi. Da, astăzi o să facem fata în galben versus fata în roz. Deși nu sunt culorile Ameliei, culoarea Ameliei preferată este oricare altă, dar a doua... Da, galben, aleg galben pentru că galben este frumos, nu? Să zicem că e cât de cât frumos, adică una, culoarea mea preferată, e și mai frumoasă. Dar da, o porți tu acum pe tine și eu nu am momentan pe mine, așa că hai să ne apucăm, trebuie să ne pregătim. Da, dar stai, Amelia, nu ți-am povestit ceva. În ce mai vrei să-mi povestești de acum? Haide, spune. Eu mă costumez și cu premium și tu fără premium. În ce? Ok, mă voi costuma fără premium. Asta nu e problema ta, pentru că eu o să câștig. Haide, pa, mă duc să mă îmbrac incredibil. Ce pretențioasă. Hai să mergem la salon, pentru că vreau să mă schimb. Nu știu ce haine galbene se găsesc cu premium. Chiar sunt confuză. Și nu știu ce haine se găsesc cu premium. O să mă pun aici și o să-mi caut haine cu premium galbene. Deși cam greu. De bluzica, dar nu pot să pun doar bluzica. Uf. Dar nu găsesc nimic galben cu premium. E bine, o să iau niște pantaloni galbeni fără premium. Pe ce știa Amelia? Ești acum să-mi iau o bluză. Asta, bluză asta. Mamă, ce drăguțe sunt. Ok. Și hai să vedem la fețe. Chiar nu știu ce să port. Ce să iau? Cred că totuși acești ochi. Să mă uit un pic. Nu, sunt roz. Aici sunt căprui. Hai să mai uităm. Nu mai găsesc nimic. Of, Doamne, dar chiar îmi trebuie niște ochii galbeni. Singura mea variantă este să port acești. Ba nu, dar nu e cu premium sau ceva de genul. O să iau această față. Scrieți-mi și voi în comentarii dacă ați văzut vreo față galbenă pe aici. Pentru că nu știu. Ok, să zicem că n-am față și asta e fața asta. Iar acum hai să facem... Nu, întâi trebuie să-mi iau un păr de aici cu premium. Cred că o să-l iau pe acesta, e frumos. Foarte frumos și o să mi-l fac galben. Pentru că trebuie să-mi fac toată în galben. Efectiv. Nuanța aceasta este numai bună, dar trebuie să-mi pun și niște accesorii, dacă găsesc ceva cu premium. Nu știu, pare că e cam portocalie, așa că nu o luăm. Nu mai uit pe aici, dar toate astea faine sunt fără premium. Ia trebuie să... nu, da, când am dat pe pauză a zis că ea vrea să se îmbrace în roz. Că uitați-mi complet. Să vă spun treaba asta. Ai scus îmi placă ea în roz pentru că sunt mai multe opțiuni. Deși mi se pare că e invers, da, ok. Dar nu mai găsesc nimic aici. O banană? O facă banană, o să râd de mine la școală. Și o să spună la toți colegii chestia asta. Ok, asta pare bună. Și... Da, și asta. Da, mai bine doar asta o punem și
Hai să mai uităm puțin aici, poate găsim ceva. No! Nu pun cartofi prăjiți că sunt roșii. Ok, cam așa arată outfitul meu. Dar totuși o să-i dau acum un mesaj Amelie că n-am găsit pantaloni galbeni cu premium. Nu am găsit pantaloni galbeni cu premium. Incredibil, ea nu e în stare nici să găsească niște pantaloni cu premium. Bine, pot să iei pe aia. Hai să-i scriu, așa. Azi că pot să iau pe ăștia, așa că o să iau pe aceștia. Ok, acum trebuie să o aștept pe Amelia. În sfârșit am venit momentul să mă schimb și eu am zis după ea să se îmbrace. Acum, știu că eu nu sunt în halul ăsta de fericită, dar, Doamne, ce freză. În fine, dacă nu găsesc altceva, o voi lăsa pe aceasta. Asta e mai frumoasă. Superbă. Sau asta. No, cred că rămân acea în alta pentru că este mai frumoasă. Aoleu, ce-am făcut? Acum vreau să-mi iau niște pantaloni frumoși. Așa, pantalonii aceștia sunt superbi, dar nu știu, Doamne, cum stă cu asta, nu stă deloc bine, dar hai să mai uit, nu știu ce să port. Asta o port, deși nu se prea asortează cu pantaloni, așa că trebuie să caut alți pantaloni. Oh, Doamne, incredibil, m-am pus ea fără premium. Ah, gata, am găsit pantalonii perfecți. Acum hai să vedem niște accesorii, dacă găsim. Sunt foarte curioasă. Toate sunt cu premium? Aurone. Așa, pare că drăguțe. Parcă drăguțe astea. Așa că o să le iau. Știu, cred că iau și... Nu, stă ciudat cu ea. A, uite, două de astea. Stă bine, zici că sunt... O de aia drăguță de la școală, nu știu cum se numește. Ok, uite o mască drăguță, cred că pe asta o iau. Și poate niște... No, Doamne, vereje de... Cine ar grea așa ceva? Aceste de flori. Nu mai pot să le iau, Doamne, nu. Bine, hai să mai vedem, incredibil. Hai să punem asta, nu, niciodată nu te iau așa ceva. Un ghiozdănel, așa drăguț. Ia să vedem ghiozdănel meu. Ok, cred că totuși pe asta o să-l iau. Și acum să-mi iau ceva. Nici oare asta merge? Că e fără premium, dar nu. Așa, mi-e place muzica, dar nu știu dacă... Așa. Ok. Oare asta merge? Nu. Dar e ok, gata. Eu o să-i spun acum că sunt gata. Merge să ne luăm case, sunt gata. Auzi că e deja la case, la 11. Ok. Mă duc și eu acum la 16. Ok, am venit să-mi iau o casă, să mă fac galbenă, pentru că, da. O să iau casa aceasta. A, bună, Amelia! Bună, am venit, mă gândesc ce casă să-mi iau, sunt curioasă. Tu te-ai luat cu premium, norocoasă. Da, era să iau fără premium, pentru că așa sunt obișnuită. Mamă, ce bine arată și acum trebuie să-mi iau o mașină cu premium. Ok, mașina aceasta o să mi o iau, mașina mea cu premium și o să fac galbenă. E o mașină frumoasă cu premium. E preferata mea, mai ales că e cu premium. Eu n-am avut niciodată chestia așa. E scumpe. Numai Amelia, care acum e în locul meu. Incredibil, ce fițoasă. Eu trebuie să-mi iau o casă de asta. Ieftină, urâtă, hai de capul ei. Ha, că eu puteam să-mi iau și o casă cu premium. Asta e, trebuie să-mi o fac acum. Eu am ales.
Încă nu e, în fine, așa, a, Doamne, cum am făcut-o. Ei bine, acum trebuie să-mi iau o bicicletă sau ceva, nu știu, ceva roz. Haide, 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 nu găsesc nimic roz pe aici, incredibil, numai bicicleta asta, dar incredibil. Oh, hai cum aștept pe Isabela. Ok, Amelia. Bine, hai să-ți dau o notă. Dar îmi place ținuta ta, deși aș purta-o și eu acum. Eu am ales fata cu premium și galbenă. Și bicicleta e faină, eu mereu mă plimb pe bicicletă și casă, așa frumoasă. Dar văd că e mult albastru. Așa ce asta e, am albastru și gata, ce vrei să-ți fac? Vrei să-ți fac invitație specială să mă lași? Ce notă îmi dai? Amelia, eu o să-ți dau nota 10, deși ești foarte rea cu mine la școală. Ai merita un 1 la cele ai, dar eu nu sunt ca tine, ok? Te dau nota 10, acum vino tu la mine, haide, ce mai stai acolo pe bicicleta aia? Bine, vin acum. Mamă, ce mașină faină ai! Dacă era mie fata cu premium, mă luam eu, dar mă, că ai luat-o tu de data asta. Da, deci mașina mea este faină și casa îmi place foarte mult și îmi plac și hainele, zi și tu acum nota. Hai să vedem. Da, mă place cum arăți, casa e frumoasă. Da, de la mine ai un 10, din păcate. Mersi, Amelia. Deci, pisicuțelor, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, subscribe, clopoțel, să aveți o zi minunată ca și voi. Pa, pa! Pa, pa! Sper că mai bine vă votați. Pa! Pa!